tuturor, sunt Petru Țincoca, gazda dumneavoastră la festivalul Săptămâna Interetnică. Partenerii ediției 2024 sunt Asociația Centrului European pentru Diversitate, Consiliul Județean Tulcea, Primăria Municipiului Tulcea, Fundația Județeană pentru Tineret Tulcea, Asociația Psihologilor Antreprenori din Tulcea, Primăria Comunei Jurilovca, Comunitatea Rușilor Lipoveni din România, sucursala Tulcea, Uniunea Armenilor din România, sucursalele Tulcea și Constanța, Asociația Comunității Bulgare Sfitilina din Vișina, Asociația Centrul Cultural Delta Dunării din Mahmudia, Casa de Cultură din Sulina, Comunitatea Elenă Sulina, Uniunea Elenă din România, filiala Tulcea, Uniunea Democrată Turcă din România, sucursala Tulcea, Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România, organizația locală Tulcea, Partida Romilor Pro-Europa, sucursala Tulcea, Uniunea Ucrainenilor din România, filiala Tulcea, Comunitatea a Română din România, filiala Tulcea, Biblioteca Județeană Panait Cerna din Tulcea, Centrul Cultural Jean Bart și Asociația Culturală Durelețu. Bună seara, vă spun încă o dată! Deja o tradiție locală și-a ajuns la cea de-a 19-a ediție, festivalul atrage anual, în ultima săptămână a lunii iulie, numeroși spectatori. Este unul dintre puținele evenimente culturale care au fost desfășurate și în perioada pandemiei, cu respectarea tuturor normelor de distanțare fizică, iar anul acesta dăm startul spectacolelor astăzi, duminică, pe 21 iulie 2024, la ora 20 trecute fix, și vom încheia sâmbătă, pe 27 iulie 2024, la ora 22. În seara aceasta promovăm cultura română și meglenă, iar primul moment ne va fi oferit de Corina Elena Badea. Și pe toți îi invităm în scenă cu acest prilej: Alesia Lungu, Gabriela Șișcu, Călin Paraschiv, tânăra Maria Natalia Popazu din cadrul grupului de copii Niclu Armănici și ansamblul de dansuri Daima al comunității armâne Tulcea. Îi putem întâmpina cu aplauze. Iar pe aplauzele dumneavoastră îmi veți îngădui să invit în scenă pe domnul Sterică Fudulea, care este președintele Comunității Române din România, pe reputatul profesor Constantin Popescu, care este președintele onorific al Comunității Române din România, filiala Tulcea, și pe domnul Mihai Bizdu, care este președintele în exercițiu al Comunității Române, filiala Tulcea. Și le vom da pe rând microfonul. Bună seara! Iată, tradiționalul eveniment e și astăzi, în cadrul acțiunii Festivalul Interetnic. În seara aceasta, Comunitatea Armână Tulcea vă oferă un program, zicem noi că o să vă placă, pentru care vă mulțumim pentru participare. Aplauze! Bună seara, bine v-am găsit. Am să fiu mult mai scurt decât domnul Popescu. Zbăneați armănamea, adică să trăiască armănamea. Și ca un fost prieten de-al meu zicea, ca un singir, ca un lanț. Mulțumesc, Mihai. Se pare că discursul cel mai lung îmi revine mie. Deși de 4 ani de zile păstoresc comunitatea armână la nivel național, să știți că sufletul meu este în continuare la filiala Tulcea, unde am crescut, unde am ocupat această funcție pe care o are Mihai acum, cea de președinte, și în cadrul căreia am avut multe bucurii din punct de vedere cultural cu comunitatea armână PIT din România, filiala Tulcea. Mulțumesc! Așa este, suntem la ediția numărul 19 a săptămânii filmului Interetnic. O întrebam înainte pe Ana. Eu am rămas cu filmul Interetnic. De câți ani de zile se întâmplă acest eveniment și mi-a zis de 19 ani. M-am gândit că anul viitor este un an reprezentativ. 20 de ani de când ne vedem toate etniile pe această scenă timp de mai bine de o săptămână. Dar să știți că pentru noi armânii anul viitor este și mai important. Este anul în care
sărbătorim 100 de ani de când strămoșii noștri au venit ca și coloniști macedoneni în Cadrilatăr. Și mai sărbătorim încă 85 de ani de când bunicii noștri s-au așezat în județul Tulcea. Deci avem momente de sărbătoare și anul ce vine. Dar pentru că suntem încă în anul acesta, am să vă mai povestesc de un moment important, zicem noi, tot de promovarea culturii arbănești, dar din domeniul sportiv. S-a terminat campionatul european de fotbal, cu toții ne-am bucurat pentru echipa națională a României și pentru succesul ei. Să știți că în același timp noi, Arbânamea, ne-am bucurat de două ori. Pentru că echipa de fotbal Arbânamea, a comunității arbânei din România, a participat la campionatul european de fotbal al minorităților. Sunt convins că foarte puțin știați, cred că nici cei care sunt pasionați de fotbal nu știu acest lucru, unde am făcut o surpriză foarte plăcută și echipa noastră a avut succes în ceea ce înseamnă meciurile din grupe cu celelalte comunități etnice, alături de care trăim în bună înțelegere. Și că sunt de pe această scenă, vreau să-mi aduc aminte doar de câțiva invitați pe care am avut de-a lungul timpului și am să-l aduc aminte pe Ted de Cal prima dată, pentru celebrul istoric german care trăiește în Viena, dacă vorbește arbănește mai bine decât noi, și nu în ultimul rând pe Toma Enache, cel care a realizat primul film arbănesc pe care l-am și văzut aici. Și de ce l-aduc aminte pe Toma Enache? Pentru că în toamnă, dragi tulceni, o să avem o nouă piesă de teatru arbânească aici, la Teatrul Jean Bart, realizată de Toma Enache, care va veni de două ori în toamnă. Odată cu piesa de teatru arbânească și a doua oară cu filmul Enescu. Asta e așa, în premieră, nu știe multă lume. Știu când va fi, nu pot să vă spun, n-am voie să vă spun data, dar ne vom bucura și de celălalt film pe care Toma Enache l-a făcut, în ceea ce înseamnă recunoașterea și cinstirea lui Enescu. Sunt convins că vă doriți să ascultați încă o dată pe acești tineri minunați și bineînțeles pe Corina, care face o treabă extraordinar de minunată de, cred că mai bine de 10 ani de zile, de 15 ani, în fiecare an susține, participă și ne bucură pe toți cu melodiile ei, dar și ansamblul Daima și nu în ultimul rând pe domnul Popescu, pe care le știți de atâta timp, am crescut cu dânsul, ne-a tolerat multe lucruri de-a lungul tinereții noastre adolescentine, dar ne-a și învățat multe lucruri din punct de vedere didactic, pentru că doar a fost profesor la viața dânsului și știe cum să ne modeleze. Vă mulțumesc că sunteți aici, deși întotdeauna prima seara săptămânii filmului, eu iară cu filmul interetic sunt, prima seara este cea în care lumea abia se obișnuiește cu evenimentul și vin mai puțin, de obicei crește numărul de spectatori în fiecare an, dar am zis să mai țin un pic de vorbă, poate mai vin și tulceni care mai trec pe stradă să se oprească aici, pentru că, deși e prima seară, este o seară frumoasă, este o seară arbânească, este o seară plină de muzică și cultura unei etnii care se încăpățânează să trăiască, să existe, doar cu sprijinul comunității etnice și a câtorva, să zic așa, instituții locale. În rest, dorința noastră de a transmite mai departe informațiile și cultura noastră este cea care ne face să ne luptăm zi de zi pentru păstrarea culturii, tradiției și limbii arbâne. Zbâneați arbânamea, iuțido, deoaș ninti, șnoagărșim cafioară, cășmini, știni, șmini, vasarmân, armân, iuțido, vasivă. Zbânați! Până seara! Le mulțumim celor trei reprezentați la vârf al comunității armâne, domnul Fudulea, da? Mulțumesc frumos! Și când am povestit de atâtea și atâtea momente importante din viața acestei comunități, mă gândeam că o să amintească și de nuta lui Ianis Hagi, n-a amintit-o, o amintesc eu. Presupun că suntem aici ca să vedem un spectacol frumos, să înceapă spectacolul, o seară frumoasă tuturor!